Salutare lume și bine v-am găsit în Turcia! Asta e. Ten toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do, I do for the gang. Ideea e că a venit iar într-un proiect de ăsta Erasmus, cum am fost atunci în Budapesta, dacă vă mai amintiți video-ul. Ideea o să fie că atunci o să stau în Istanbul și în orașul în care se face proiectul. Orașul în care se face proiectul este Bolu și o să merg acolo de mâine. Astăzi sunt în Istanbul, nu foarte mult timp, câteva ore. Și după proiect o să mai fiu două zile în Istanbul ca să aibă sens titlul. Nu, bine, nu de asta sunt în Istanbul pentru titlu. Poate puțin. Sunt destul de rupt în gură când am dormit azi noapte. Am făcut videoul ăla dezastru. Nu vrei să cred cu ăla ce râd. Petruț. Petruț 73 a comentat la 5 Gang Sauce: mi-a murit mama. Sunt o persoană groaznică. Și am mai făcut am făcut două videouri într-o noapte. Hello, Mr. Johnson? Ce? Așa mă pui și eu. Deci după noaptea aia, cred că cel mai bine de moschel. Cel mai bine ar fi să merg direct la hotel și ne vedem acolo. Where are we now? Where are we now? Deci am un băiat frumos care a ajuns în Istanbul. Can you shut the fuck up? Ia uite, băi, ce cameră, băi, ești nebun? Mamă, are și LED-uri. Stai să dau pe roșu, poate în seara asta. Am dat pe roză și probabil n-ar trebui să zic de ia uite ce mișto. N-ar trebui să zic de că suntem trei băieți în camera asta. Au, uitați băieți, am avut o idee. Și ia uitați, bă, ce priveliște! Mamă, ce priveliște! Uite, acum priveli... priveliștea? Ia un televizor exact în fața patului, cum am văzut în... nu știu unde am văzut, dar am văzut undeva. O lampă cu piciorul? Wow! Avem cafea... Te rog, nu mă pune să plătesc. O mulțime de cuțite în caz că ești depresiv. Ia, ce mai e pe aici? Asta nu se deschide? Fake. Pahare, rozătoare. Aici poți să-ți faci mâncărică. Boluri. Uite, aici stau eu la birou și editez absolut nimic, că n-am laptopul la mine. Deci îmi pare rău dacă n-ați mai văzut un video de vreo lună. Arată mai bine ca la mine acasă. Ok, câte o pereche de fiecare apare. Sau cam zgârcit cu lingurile și furculițele. Ce naiba e asta? A, e fund. Ca ăsta. Aici e dumii. Ia să vedem bani. Bă, ce e? Asta e ideea de te spală la cur? În duș. Asta că e ud aici. M-ar zice, îmi place să mănânc. Șmecher. Da, asta e marea cameră în care o să stau până mâine. Adică până azi. Adică până acum, că trebuie să plec. Ta-da! Ta-da! Bine ați venit la a doua locație din ziua de... E mai mic, cred că e mai mic decât ăla anterior, dar acum ăsta este de două persoane. Bine, și celălalt cred că era de două, dar noi ne-am băgat trei pentru că suntem șmecheri și n-avem bani. Avem pepluci. Avem pepluci. Și ăsta. Burete pentru papuci? Papuci? De ce e un singur papuc? Avem pe shop. Trebuie să recunosc, hotelurile în Turcia arată foarte bine. Avem chiar și... o sticlă cu sloboz. Bă, dar miroase rău aici. M-am căcat eu adineaură, dar nu-i de la asta. Miroase aer restrâns. Bă, de ce sunt numai găuri în baia asta? Ia să vedem pe aici ce e. Și se ascunde un frigider, din nou. Nu-i băgat în priză, dar... apă! Bă, ce băieți, mă, ne dau și apă, te avem și pahare cu palea șochilor. Un geamantan foarte jegos, chiar trebuie să-mi iau altul. Bă, iar am găsit, mă, birou. Și aici o birou și scaun. Și când am fost în Ungaria, am editat, am stat în pat și am editat videoclip. Ia. Pătură.
Avem safe. O să îmi pun nimic pentru că n-am nimic de valoare. Arată foarte bine hotelul. În general, hotelul arată foarte bine. Ah. Da, eu acum o să mă culc, așa că dă vă drept. Chestia nu arată foarte bine. Ce naiba am mușcat din perete? Bă, ce e o gaură acolo? Dacă se chinuie cineva, poate să, să se lase destul de jos încât să mă vadă pe WC-ul. Da, e a doua oră când sunt pe WC-ul, mai puțin de două ore. Și e vreo problemă? Și mai e o gaură și acolo. Bro, de ce naiba? Sunt atâtea gauri pe aici. Hotel o gaură, mă, să mă. Ia ziceți, credeți că e o gaură și acolo? Da, da. De ce nu sunt lipite măcar? Poate mă curentez și mor. Mamă, ce prost sunt. De data asta chiar am căzut neintenționat. Băi, ce prost sunt ăștia, bossule. Au mâncat hâul din hotel. Am scris doar Grandul Cocul Hotel. Cum vă să... Bă, hotel așa mare să uiți să pui hâul. Thank the Lord they tie my way. Lace my shoes and I get to that cake. Yeah, heads up, I'm coming. This is all we ever wanted. Go and stack it by the honeys. This is all we ever wanted. Salutare lume și bine vă regăsi la un nou episod. Și? Mai bă. S-a rupt! Vreau să fac ciș! Tocmai mi-am luat carambit turcesc. De ce să-ți iei carambit de 20-300 de euro? De ce se go când poți să-ți iei unul în viața reală cu 4 lei? Îmi dă 4 lei pe asta. Fii și pe el. Ce se go, mamă, ce șmecher. Pa, pac! Pac! Stai că fac și animația. Dar tocmai s-a rupt, deci. Cred că de ai 4 lei. Ceva, dacă stau să mă gândesc, cred că arată mai bine așa. Nu, nu, l-a rupt și mai rău. Acum mi-a rămas doar... Stai, de ce, de ce-ți dă? Am rămas caramitul. Sheesh! PUBG Mobile? PUBG Mobile? Vreau să fac un accent indian, dar nu prea mi-a ieșit. Și mi-a explicat aia de la casă, că și face ceva, că are un elastic aici. Bine, mi-a explicat în turcă, n-am înțeles nimic, așa că va trebui să descoperim noi. Dar cred că trage. Păi ești prost! PUBG Mobile? PUBG Mobile? Ce naiba! Deci astăzi plecăm. Ne vedem acolo. Why always me? Like I'm Balotelli. Why always me? Like I'm Balotelli. Telly, telly. Yeah, why always me? Like I'm Balotelli. I like your Skechers. Why don't you see? Tryna call you telly. Yeah, yeah, yeah. 50 de like-uri și sar de aici. Așa încep filmele horror. Uite-o pe... Măta, nu mai fac gluma asta, nu mai face gluma asta. Gen, gen. Cine e regulă cu mine? Mamă, noul Assassin's Creed arată mișto rău. Să moară mama, ce e aici? Bine ați venit în ultima cameră din Turcia. Sheesh!
gaură în perete, pentru că cineva încerca să apuce pe altcineva din... Ca să explic mai pe scurt, suntem în ghetto. De asta e gaura asta aici. Nu și va apare și gaura asta aici. Cineva să trase să mai aștepte după altul în baie și... Fuck! Ok, dacă tot am putem aici, asta e baia. Salut! Asta te aperi aici, în ghetto. Arată ca orice altă cameră pe care am fost acum. Bine, asta e mai mică, cred. Nu mai era și frumos? Ăla e cu ier, dar în fine. Apoi avem teșgheaua, bucătărie, cuptor cu lemne. Avem un bec și nimic. Ce mănânci? N-avem nicio lingură și furculiță. Măcar ne-a dat cafea, pe care nu o să bea nimeni, dar măcar este. Un televizor, care nu știu dacă merge. Asta e de băgat în cur. Am 20 de ani. Da, sincer, cam atât. Un tablou, alt tablou. Asta e tot. Parcă vezi că este un copil de aici. E un frigider. Putea să iasă un copil de acolo, sincer. Ah, da, și am uitat de priveliște. What the fuck? Neironic, chiar nu deschisese geamul până. Ce naiba? Unde naiba? Bă! Ok. Veniți vomit. Ok, suntem în ultima zi în Turcia. Foarte multe mașini, foarte multe scutere. Băga mea și p***a de scutere. Problema e că a început să plouă puțin. Voiam să merg și eu în bazar să-mi iau chiloți, șosete, cuțite, acauri. Nu știu, ce găseam pe acolo? Aparent e cel mai mare bazar din lumea asta. Ok, acum trebuie să facem testul pe care l-am făcut și în Ungaria. Am intrat într-un Carrefour să vedem ce găsim pe aici. Bine, e Carrefour, deci probabil sunt acele ca în România. Mamă, cât am mai dorit osul la 8. Cât înseamnă asta? 2-3 lei? Vine să-mi iau chestii de aici, să le iau în România, doar pentru că sunt mult mai ieftine. Bă, dacă-i dau un vânt la chestia aia. Mă plouă în Istanbul. O, na, 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 na. O, na, na. O să trec granița între continente cu piciorul. Păi, ce prost. Ce tare. Cine e Laico și Sar? Să mă alături și eu grupului ăsta. Tărără, tărără, tărără. Sus. Băi, ăștia au o problemă foarte mare cu steagul. De ce trecu, e uriaș. Și de ce e atât de mare pus, atât de random? Și unde naiba am ajuns? Am trecut și de poartă. Aparent aici au poartă de aia de arme. Nu mi-au găsit locul din cur, deci e bine. Probabil n-ar trebui să... Nu mai s-a dat cineva la mine când am zis. De văzut am văzut. De cumpărat am văzut. Ce p***a. Mamă, ce creepy arată chestia aia. E și soarele pe strada mea. A ieșit soarele. Ok, ia să vedem. Acum iau... Acum nu mai iau pe jos, pentru că dacă nu v-ați dat seama, am făcut vreo 4 km până aici. Și de data asta aș vrea să nu, așa că o să iau tramvaiul până acasă și sper să-l iau bine, sper să ajung acasă. Dacă n-ajung acasă, n-o să vede, adică probabil o să vedeți videoul, asta o să fie pe piatra mea de mormânt. A, uite-mă că vine tramvaiul. A venit la timp. Ce pute! Uite, bă, astea sunt culorile României. Practic cal pe România. Sunt 90% sigur că până urc toate scările astea o să rămân fără portofel, haine și demnitate. Dați like ca să vedeți asta. Aici le-a mai fost... Aici le-a fost silă să mai coloreze... Stați puțin că nu mai poate. Să coloreze scările. Cred și eu, adică am obosit doar urcându-le, să le mai și vopsești. Dacă urc degeaba până acolo, Eu bat pisicile. Radu! Bă, câte mai sunt! Hai mă, că s-a meritat să urc până aici. Ia uitați ce priveliște. Mamă! Mamă, cât de tare! Acum, pe bune, unde mă duc? Bă, hai mă, că e mișto, mă, priveliște. Fii atent, că eu am urcat ca să cobor. Futut! Acum trebuie să urc. Bă, asta e bătaie de joc. Ok, când am văzut că e de urcat, nu mă așteptam să mai fie atâta de urcat. Am reușit. S-a meritat?
Absolut în niciun caz. Cred că e prima oară când văd un semn atenție căței și pisici. Oh! Bă, m-a atacat! Ok. De data asta nu se mai vede nimic interesant. Dar de data asta chiar a reușit. Și acum nu o să mai fie scări. Sigur o să mai fie scări. Acolo pe undeva sunt prostituatele, dar nu vreau să le filmez pentru că e foarte posibil să le fi văzut și pimpii și nu vreau să-mi iau pumnii în gură. Sunt destul de multe cluburi, dar nu o să merg în niciunul pentru că n-am bani. În rest arată foarte periculos, ceea ce e perfect. Dacă o să-mi iau vreun cuțit în burtă, o să filmez ca să știți despre ce e viața în Istanbul noaptea. Băia se uită la mine, pot să zic ce vreau pentru că nu o să înțeleagă. Asta e frumusețea de a fi în străinătate. Cred că ăsta e cel mai gol mod posibil în care veți găsi Taksim Square-ul ăsta vreodată. Și cred că ăsta e singurul efectiv moment în care poți să prinzi loc de bancă. Nu, iar! I'm in the ants. I'm in Istanbul ants. We don't talk money. We don't talk about anything. You don't do shit. I do the lot of things. I fuck a lot of pussy. I drive a lot of whips. You drive a lot of cocks. Bă, dă-te-n p***a mea la o parte. În gură. Doar mie îmi dau anxietate uriașă mașinile astea parcate așa. Tu dai seama că dacă faci o mișcare puțin mai greșită, te-ai dus pe p***. Uite cât de aproape e asta, bă! Rata aia nici măcar nu e full pe bordură. Viața de noapte implică de asemenea și foarte multe tarabe piață. În București n-am văzut niciodată așa ceva. Bine, poate n-am fost eu destul de în București, cred, să fiu sincer, dar nu cred că tarabe de alea de piață de legume și fructe noaptea. Sigur n-au. Au? Asta este ultimul clip din Turcia și cu ocazia asta vă spun, ăsta a fost episodul. Dacă vă plac genul ăsta de episode, nu uitați de like și o să mai fac, dacă o să mai merg undeva, presupun. Și ne vedem la un nou episod data viitoare.